dimineața, toată lumea. Suntem în Krasnoiarsk, cum a spus vlogul de ieri. Am ajuns cu final bine. A fost foarte greu. Chiar acum povesteam la clima că deja am intrat într-un zombie, puteam să merg până la Novosibirsk. Într-o stare de zombie. Da, a fost greu în viscol. Altfel nu era greu să faci 1000 de kilometri, că prima porțiune a drumului era uscat, fain și ne-am bucurat, dar uite că se mai întâmplă și de asta. Aici nu se mai vede deloc, nici urma. Imediat răsare soarele. Deci, eu nu înțeleg fenomenul acesta. Deci ieri n-ai văzut drumul, ați văzut și pe filmare acum. Suntem în Krasnoiarsk, foarte interesant, când am ieșit în parcarea hotelului, am dat drumul la încălzitoare. A venit un domn acolo și a întrebat: bă, sunteți din România? Pe limba română. Și am uitat, trăiește de 30 de ani în Krasnoiarsk, este din Republica Moldova. Și de bine a fost să povestim 50 minute, n-am mai pornit camera, fiindcă și noi ne-am grăbit și el. Dar a zis că se va uita pe vlogul nostru și mi-a felicitat pentru acest traseu. Krasnoiarsk este un oraș nou, destul de nou și frumos. Și mare, cum ai pus să zici, și mare. Da, de aceea aș vrea să pornim camera să vedeți. Când am venit aici, am dormit la domnul Popa, acum nu este acasă. A zis că o să fie la Irkutsk, că are ceva afaceri pe acolo. O zis că merge în Moldova, nu? Sau merge, da, o zis că ne-a primit cu mare drag, dar nu va fi. Acum vom trece... dimineața râul Ienisei, care Amur, Lena și Ienisei sunt în Siberia cel mai mare râu, fluviu, ca să spun încă o dată cineva că n-am zis prostii. Uite ce frumos în față orașul. A, și este duminică. Duminică, Inga? Da, cred că e duminică. De aceea nu este așa circulație. Când am venit, ții minte cum era aici, dezastru. Deci acum trecem Ienisei. Cer să mă duc la dreapta puțin, să, dacă nu știu dacă se vadă. Nu se vadă. Nu, pentru că e un alt. Și trebuie să arătăm drum. Margine. Drum, pot cu o benzină, dacă aveți în față. Deci 4 benzi acolo vin, 4 benzi aici se duc, vezi? Sens. Acum să număr eu bine, să mai văd 7. Este un petru pus. Parc, ăsta zis, este parcul central. Și aici intrăm în zona comercială. Este sigur duminică. Mergem pe drumul ăsta. Da, duminică. Acest mall în față, dreapta.
după ce încărca vlogul și spăla hainele. Chiar ieri m-a întrebat cineva cum spălăm noi hainele. O să arăt într-un vlog. Serios? Nu cred. Ceva, nu știu. Deci noi stăm la duș și cum curge apa pe noi cu șampon și cu gel de duș, da? Ăla curge în jos, hainele sunt la picioarele noastre, noi tot călcăm, se curăță. Și așa, așa avem haine curate. Economisești timp când îți faci duș. Și timp, da. Oricum am mai spălat la Marius, am spălat toate hainele murdare, au fost foarte bine. Că nu trebuia așa. Dar în rest, duș. În rest, așa, spălăm. Ieri s-a încălzit vremea aici, a fost și minus 3 și așa am transpirat o mașină, că eram echipați. Acum am mai dat jos niște haine și acum sunt minus 14 grade. Da, dar ziua era unde au fost minus 4, minus 5. Și când ai coborât, ți-a mai fost fric? Nu, dar acum la minus 14 dimineața când am dat drumul la mașină am și discutat cu domnul ăsta din Moldova. Pur și simplu nu mi-era fric deloc. Și noi ne-am obișnuit. Asta nu-i de râs. Chiar te obișnuiești cu frigul. Ce clădire faină în față. Interesantă, râs? Eu m-am uitat la oamenii din autobuz și toată lumea mi-a zâmbit. Ce ciudat! Mergi pe stradă sau mergi în mașină, oamenii se uită la tine și zâmbesc. Dar nu din răutate zâmbesc sau nu știu ce. Pur și simplu zâmbesc. Sau arată like. Da, de multe ori ne depășesc mașini și pe drum și ne arată un like, un big like. Nu prea vezi aici, noi nu ne-am întâlnit cu nicio mașină străină, unul din Ucraina am văzut. La mașină din Europa nu vezi aici, deci de vrei, de nu vrei, nu vezi. Frumos orașul, și când am intrat mi-a plăcut Krasnoiarsk. Uite ce în stânga, aici în mijloc este un parc. Pe aici am intrat, ții minte? Da, deci am... Nu știu, poți să arăți acolo sau acolo? Dă numai câte ori, stai că ăsta se valizează și nu se gândește că e dus aici. Uite ce frumos acolo. Nu, ieri am intrat aici. Nu, când am intrat. Este super fain. Ține-te, nu? Este super fain orașul, ce-mi place. E ca și Novosibirsk, e un oraș modern. Molul peste molul, vezi aici stânga, numai moluri. Mulți au zis, satul mare, de ce trebuie două moluri? Uitați-vă că astea aia sunt 50. Și am aflat la domnul ăsta cu care am vorbit, mulți care s-au mutat în Siberia, moldoveni, acum se mută în Crimea, cum a devenit mai popular. Rusia se mută acolo, că mai aproape de Moldova. Nu mă bag în politic cum e, dar mi-a zis că și Eva mai sta puțin și se duce. Da, e frumos. Deci orașul ăsta chiar e frumos, nu? Uh-huh. Stânga. Și clădirile. Deci nu vine autobuzul lângă mine, de ce fain. Clădirile moderne, astea nu se zici, nu? Da. Și autobuzele mai noi, vezi? Și din care îți azi un bine, sănătate. Nu, ai mulțumesc. Sănătate de 3 mulțumesc, ore. Mulțumesc. Și uite încă cât se construiesc, vezi? Da, sunteți noi. Da. Okay. Mă bucur că am putut să vă arătăm Krasnoiarsk. Acum ieșim? Nu, încă. Încă nu. Nu. Iar își trecem, iar e un pod. Asta pod peste care ferată. Da. Pe GPS. Wow, și aici se construiesc. Vezi ce și gagiu cu Mercedes ne-a făcut un like acum, acum mă depășe. Da, sunt la noi și a făcut un like. Da. Vreau să arăt graffiti. Încă nu e gata blocul, dar deja e plin de graffiti. Nu, asta cum? Sau așa e modelul din start? Nu știu. Da, o să ieșim un cec. Cred că stai să văd pe hartă. Da, da. Deja ajungem pe centură, la periferie. Ok, atunci închid. Dar știi ce mă mirine de să închizi?
înainte cu Krasnoiaș la 5 km să opri Viscolo. Ți-mi minte când a venit oraș deja numai vântul bătea. Dar cum? Că nu se vede nimic acum, fii atent, deci nimic. Se vede lateral pe zăpadă că e fost viscolit, dar... Bine, și am și coborât niște munți, probabil că suntem în vale și de aceea... Nu mi-a plăcut ziua de ieri, de nicio culoare nu mi-a plăcut. Da, chiar nu a fost o regizare că noi am vrut să ne întoarcem, chiar ne-am oprit acolo și am oprit și camera, am vrut să ne întoarcem, că pur și simplu n-am mai văzut nimic, deci nu am mai văzut nimic. Dar am prins pe camenagiu și cum a văzut el cu 80, 70, 80 să meargă, noi ne-am ținut în curul lui. Chiar spuneam un dat, dacă el intră în șanța, iese de pe drum și noi, că noi numai cele două stopuri am văzut. Dar, cu ajutorul Dumnezeu, am trecut peste el, am ajuns cu bine, acum sperăm să ajungem cu bine în Novosibirsk. 850 de kilometri, dar dacă va fi uscat, ajungem cu bine. Dacă nu va fi uscat, o să ne oprim în Kemerovo, unde ne-am furat actele. Nu, acolo nu oprim. Mergem mai departe și dacă o să fie... Dar mulți ați întrebat, foarte mulți ați întrebat de acte. Nu, nu se știe nimic. Nu ne-au dat niciun semn. Noi n-am sunat, că nici nu știu unde să sunăm. Dar nu ai voie să suni. Eu am cerut numărul polițistei și nu ne-a dat. A zis că nu are voie să ne dea număr privat. Doar că dacă avem, sau dacă vrem informații, să sunăm la secția de poliție. Acolo nu vorbește nimeni engleză, nu vorbește nimeni română. Dar are numerele noastre din Rusia. A zis că ne sună în cazul în care ești. Noi ne-am luat gând deja de la acte. O face acasă când ajungem. Acte nu e nicio problemă. Deci asta cu actele, că foarte mult s-a întâmplat. Mulțumim că o preocupă soarta noastră. Dar noi deja, oricum, dacă găseam actele, noi acum intram în Kazahstan, era frumos, dar din păcate, fără permis, nu te lasă cu hârtia asta. Au zis domnul ambasador că dar pe teritoriul Rusiei și să ieșim într-o țară europeană, de aceea și prin Letonia vom trece. Ucraina nu ne lasă să ducem cu acest lac. Ce frumos și acolo, cât de mare orașul prima. Ok, închid Attila. Vezi cum pe numărul? Nu vreau, că nu am saună. Dacă faci un saună, o să vină Rusia și o să iau. Da, dau eu drumul la căldură, aici va fi saună. Nu, o să fie așa. Am ieșit din Krasnoiaș, deja drumul a devenit patinoar. Patinoar imens. Ce sunt patru benzi, nu? Da. Ar fi în condiții locale. Da, da. Acum, imediat se va îngusta. Dar vezi, gheață. Gheață. Și aici a fost viscul, s-a văzut urmele. Și acum se vede. Patru benzi, dar nu mai știe nimeni banda unde merge. Aici nu se dă cu sare. Un lucru trebuie să știți, în Siberia, în Rusia, nu se dă cu sare. Vine mașina cu lama, împinge zăpadă și la urcare, când e ceva urcare abruptă, se pune nisip. Nisip sau pietre. Da, sau cum am văzut la Dan Cărbune. Dar nu se dă cu sare, deci pur și simplu nu vezi ca și la noi că se dă cu sare, se uscă, se curăță, nu. Se împinge cu lama și va rămâne gheață, zăpadă, lumea e obișnuită aici, așa se circule. E degeaba, e nici tare că nu pot să frânez. Și chiar acum vorbeam, când am fost în Siberia sălbatic, era uscat. Șoseaua, fiindcă acolo sunt minus 30-40 de grade, nu mai ninge. Deci, cum au zis și băieții din Cita, că ninge în octombrie puțin și nu mai ninge, că e frig. Acum am ajuns în zona de la Irkutsk, de dincoace de Baikal, unde nu mai este așa frig, dar aici, în schimb, ninge toată iarna. Deci drumurile sunt mult mai grele.
de la Ural până la Baikal decât de la Baikal încolo. Mai ales, acum mă refer la condițiile meteo și cât de zăpadă este. Sunt trasă, locușesc. Deci ești nevoit să mergi pe gheață aici până în munții Ural, cu siguranță așa va fi. Este greu, fiindcă nu știi niciodată. Deci, acum, de exemplu, mergi, vezi că sunt două benzuri de cât de cât, dar nu este un start, n-ai cum să frânezi. Dar după curbă, deja dai de gheață completă, deci trebuie să fii foarte prudent. Așa vom merge, eu zic, până la Novosibir și mai încolo. Și mai avem mult. 713 km lung drumul. Sperăm că mă... Dar nu știu, nu mai țin minte. Și am trecut pe aici de o dată deja, două ori, și nu mai țin minte dacă sunt mulți sau... Când am venit de la Novosibirsk, tu ții minte, mai țin prima minte. Zi am prins zăpadă. Ții minte când am prins zăpadă? Și atunci o nins aici. Da, dar nu era înghețat pe jos. Nu era, era uscat. Sau cel puțin era mai uscat ca așa. Și aici se vede și cum e camioanele. Că de obicei camioanele în Rusia n-au treabă. Merg cu 110 lejer. Acum și eu la mai moale. Deci nu prea vezi accidente. Ieri am văzut în viscol. Da, am văzut un camion în șanț. Răsturnat în șanț. Am văzut o mașină mică. O mașină mică cu un camion, a venit poliția, după aia unde am văzut, dar ieri am văzut mai multe. Da. Și uite că e duminică, dar camioanele tot așa multe, ca și cum mai veni în curs săptămânii, deci nu sunt mai puține. Da, luminația îi. Știi că mașinile mici nu prea pot nici ei depăși. Deși noi mergem cu 70, vezi că vreau să mergem cu 70 în fața noastră, 80 acum. Nu poate nici el, uite curbele încetinește, sunt valunece. Au o răspundere imensă, îți dai seama. Nu și-am lucrat ca și șofer. Știu ce înseamnă iarna. Am făcut 7 ani de zile la autonet, fiecare, sau 6 ani, fiecare săptămână de 2 ore, Satul Mare Constanța. Și înapoi, fără să dormim, am avut de livrat piesa auto. Am prins și noi acolo, și viscol, și nu se compară cu viscolul aici. Și am prins. Deci știu ce înseamnă răspundere și drumuri. Și condiții de iarnă, că pe vremuri când am făcut eu în anii 2000, că nu erau drumurile așa curățate, nu era autostradă până la Constanța, era singura autostradă între Fetea și Cernavodă, restul... Bine, nici acum nu sunt multe. În Rusia nu sunt autostrăzi, foarte puține autostrăzi, au acest drum federal care e singurul drum care străbate Siberia. Deci normal că e aglomerat. Uite, vine americanul. Da. Este iarna. A început acum o oră să viscolească. Și ține. 580 de km până la Novosibirsk. Apoi vom vedea ce se întâmplă aici. Este ora 1 și un sfert, pe la 5 se întunecă. Așa că vezi acolo sus drumul se vede. Așa va fi. Da.
momentan pe casă bada. Abia în zi, bă, uite cum depășește ăla, nu vede nimic, vezi? Sunt minus 12 grade. Și probabil că dacă se va încălzi încă 2, 3, 4 grade, vine și nisoarea. De acum putem să mergem, trebuie să spunem, mergem cu 110 acum. După acest autobuz ăsta merge ca foc. Deci că se poate și depăși încă ok. Stau bine, Uber-urile, deci... Și deja am băgat vreo... Cât am calculat înainte? 17 mi s-a cât am făcut, nu? Da, 17 mi s-a adunare. Da. Cauciucul foarte bun încă. Zic că ajungem acasă lejet cu aceste cauciucuri. Așa ți-ai închipuit Siberia King, așa-i? Nu, nu mai știu cum mi-am închipuit pentru că am văzut în realitate. Dar așa cu viscol, cu foarte puțin. Am mai prins acolo, spre alta, viscol, dar... Nu m-am gândit la viscol, sincer. Am crezut că o să fie alb, dar nu, cu ninsoși. Acum am primit și noi adevărata Siberia. Am văzut... Da, am trecut repede lângă el, n-am mai putut să scoatem camera. Era un camion, lucra la niște corute de gaze, probabil că au lăsat acolo 2-3 zile. Și era acoperit camionul complet cu zăpadă, cum o sufla vântul. Și băieții cu lopățica au trebuit să facă drum spre camion. Este. Cum zic rușii, este. Este. Da, și acum deja și drumul a înghețat aici, uite. Acum nu mai vezi nimic. Acum și ninge, manetul nu a nins. Ninge destul de tare. Când ajungi lângă copaci e ok, că nu sufla așa vântul, dar... Vedeți vizibilitatea cât e. Și mai avem 440 de kilometri până la Novosibirsk și de acolo până la Sergei, încă 25 km, stă în Krasnoyarsk. Trebuie să trecem de Novosibirsk. Și de când am pornit din Krasnoyarsk, am venit cât am venit. 30 de kilometri, cât a fost ok. Și după aceea s-a schimbat. Deci acolo nu a fost ok, că ai avut 10 km unde era bine, bună drumul, da. Uscat și era iarăși 10 km n-ai avut. Da, dar am făcut deja 400 și 20 de kilometri. Acest viscol. Acum se vede că nu e întuneric, dar când se întunecă, gata. Vizibilitatea va fi mult mai mică. Dar ninge, ninge serios, uite. Vezi când apare mașina din față, că este la 150 de metri. Nu,
mai rău, deci faci mult mai rău. Am pornit odată, dar nu s-a văzut. Și chiar nici cu faza lungă nu poți să te duci. Faza scurtă vezi ce mai bine. Altfel nu. Și ăsta e Siberia care mulți o văd la televizor, că e alb, viscol. Și de aceea și mă bucur. Într-un fel e foarte nasol să bate vântul, deci ia mașina de pe drum. E foarte nasol pe noi, dar mă bucur că măcar putem să o arătăm și fața asta. Și episodul ăsta din Siberia. Da, ce fi. Da. Dar noi suntem, cred că suntem foarte norocoși pentru că am prins sunshine, soare. Soare, foarte multe soare. Am prins viscol, am prins soare pe munte când era foarte frumos, eram am prins frig mare. Frig mare. Singurul lucru, două lucruri ce n-am prins. Bingo. Aurora. Nu, aurora boreală, că ba da, mie îmi pare rău. Nu, dar stai, pe drum. Pe drum, știi ce n-am prins? Două lucruri. Ploaie. Da, bine. În Kiev, acolo, în Ucraina am prins. Dar de când am intrat în Rusia, nu. Deci ploaie și plus grade. Plus grade? Da, ai dreptate. Nu, că nu, nu mai minus. De când am intrat în Rusia. Nu mai minus. Nu mai minus. Ieri am avut până la minus 4 grade, s-o zic până la minus, dar acum iarăși, aia, că e minus 5. Mai înainte a fost minus 18. Ce mai nasol când e, da, dar ce mai nasol când e minus 4, minus 5, asta am zis, atunci ninge. La minus 18 a fost vânt, dar nu a nins, nu știu, acum ninge tare. Vezi? Mergi un kilometru și deja se schimbă tot. Da. Asta e ciudat. Deci dacă tu îți strâne, nu atâta puțin. Deci uitați acolo, deci se vede cum bate vântul, se văd copacii. Deci așa e în Siberia, dar mergem, înaintăm, iarna am venit. Seama ce vrea, cum vrea, la câte grade, cum trebuie. Și uite, deci
Merge ceas. Merge ceas. Și acum nu mai avem nici șube. Nici în față, nici înăuntru. Și cu AdBlue nu au fost mulți, au zis că înainte să pornim nou, o să vedeți voi cu AdBlue, că o să rămâneți cu AdBlue. Ei, inginerul a făcut o treabă bună. De fapt, tu ai văzut mai înainte în parcare ieri. Camionul, da. Și aici toate camionele merg cu AdBlue în Siberia. Da, de fapt am arătat cum e cu AdBlue, 20 de litri poți să iei odată, deci nu merge la 1 litru sau nu poți să iei 1 litru sau chiar 2 litri. Ori cumperi, ori nu. Și ne-am cumpărat, AdBlue m-am cumpărat de la Liqui Moly, foarte bun. Am completat, deci și noi. De adevăr, când a fost minus 20, trebuie să spunem, nu am completat, dacă nu consum atunci, probabil poluează mai mult mașina, dar nu consum AdBlue. Acum am trebuit să completăm de când am venit la căldură pe minus 5, minus 6, minus 10. Iar acum ține minus 5. Da. Nu se mai răcește sau cine știe. Deci foarte mult am învățat cum funcționează telescopele la frig. Mă bucur puțin. Noi acum n-am intrat sau unde intram timp? Habar nu am, știu că am ieșit dintr-un sat. Da, că acum o să-i merg domnul Marins. Dar știi ce mă mir? Când am venit, am ocolit și uite, eu zic că aici te opulește. Da, e duminică, ce zici? Eu nu știu ce să zic. Ocolim sau intrăm ca... Zici, trimite când o zis Sergei că circulație mare. Nu, uite, eu... Tu vrei să intri? Nu știu, acum am văd. Zice că... dracu, se ia de pod. Nu intru, Kinga, știi de ce? Că zice mult timp. Zice cu 15 minute mai lung dacă intră. 15 minute mai lung? Zice să arăt pe Yandex, da. Acum am pus, intrăm un pic, dar ocolim. Ocolim, că 15 minute arată, e mai lung dacă intri. Și pe centură avem șanse mai mari să găsim Rosneft. Bine. Acolo merg camionele, știi? Așa mi-a dat, aici o să fie butoiaj. E ok, așa să mergem. Camioane peste camioane, deci e duminică. Să ce faci de pulul ăsta? Mira că vrea să meargă în stânga. Și l-a ocolit. Mă, dar bine că nu-ți merge semnalizarea. No, du. Acum dacă nu era camera. Ce se oprește ca fraierul? Aici se vede, vezi? Da. Uite, ăștia vor să sară copiii. Oh my god! Ai văzut? Nu, este gheață, de sar direct pe tobogan, știi? Doamne! Da, așa de prima a fost că copilul sară de pe pod. E digul și sar pe ea și sar și alunecă, știi? Erau tot cu zăpadă, probabil că ăsta 10-a săritură azi. Am înțeles. Ui, ce m-a speriat. Și eu m-am uitat că... Ok, mai sade pe podul în apă. Am mai făcut și noi prostile astea când am fost copii, da? La Someș, pe Someș. Eu n-am sărit niciodată în Someș. Cum n-ai sărit de Someș? În Someș. Nu ești sunt Mărean. Cum nu? Tot am făcut baie în Someș, dar n-am sărit. Na, și atunci de ce? La Copa Spot n-ai sărit? Nu, n-am sărit. Eu cât am sărit. Eu am sărit în Talna. Și vezi, uite, scuză-mă, vezi că arată în față camera. Da. Și Tomsk. Deci ăla nu-i Tomsk. Tomsk. E cald, Otilo. Da, dar nu mă să se aude. De la hainele mele? Da. Am stat jos, gata, nu am ieșit nici ventilatorul. Riscul a devenit mult mai puternic. Noi mai avem 400 de kilometri până la Novosibirsk, imediat se întunecă. Vedeți și indicatorul în dreapta acum, față dreapta.
avem 120 de km și alunecă, deci e gheață pe jos. Aveam 120 de km până la Chemerov, vom mai sigur că ne oprim acolo, nu mai riscăm noaptea pe Viscol, că bine să ajungem cu o zi mai târziu la Novosibir și ajungem o zi mai târziu acasă. Nu se poate conduce pe... Acum încă merge, dar uite cum alunecă, deci abia pot să... Abia pot să țin ăla. Chemerovo și 400 până la Novosibirsk și peste o oră maxim, peste o oră e întuneric și acum încă ziua mai mers pe naiba, ce scuze, dar seara cu reflectoarele pe timpul ăsta nu poți nimic. Nu-l vedea, nu? Așa am început să gândim că mâine suntem la 10 programați la Sergei, ei ne așteaptă acum seara să dormim la ei. Parcă s-au pregătit cu ceva. Dar în primul rând, siguranța noastră este mai presus de orice. Și nu se vede nimic. Unul că merge la în față și e ziua. Acolo o să avem mult timp să odinim și dimineața ne trezim la 7, ce zici? Dacă ține timpul așa, da. Și la 11, uite că nici ăla avea BMW, păi are rar, vezi, uitați de spate, vezi cum umblă. Și abia poate să ține pentru un Fiat. Deci, și e și gheață. Uite că nu vezi, când jos e gheață. Deci, când accelerezi, puțin, SP-ul așa se mișcă, deci mergi un camion, nu vezi nimic. Dacă timp puțin așa, așa o face, dragilor, sunt pe Sergei, dimineața la 11 suntem primi la service, că nu, omul a chemat specialistul care ia jos parbizul, tot. Na. Pe din apăstă trebuie să depășim chinul. Patinează rău în fața noastră. Patinează, nu are cauciucuri bune. Nu, și intrați pe spate, mult pe ea. Uite, cum acum au accelerat și iată, merge pe unde vrea. Și 4x4 avem acum și tot nu stă pe drum. Cred că acest porțiune de drum unde mai este nici zăpadă dat cu lama și mai ales la unele poduri cum am trecut la zăpadă adâncă, am luat decizia să ne oprim la Chemerovo. Am vorbit și cu Sergei, eu zic că bine să ajungem mâine la prânz, fiindcă nu mai riscăm și mai avem până la Chemerovo cu vreo 70 de km, nu? 80 sau mai avem, o 70 sigur. Acolo GPS în fața ta. Da, dar e băgat Novosibirsk. Până la Novosibirsk sunt 350. Dar acum deja 60-70 la oră venim. Nu mai venim cu... Uitați partea stângă, acum aici încă cât de cât curățat, dar banda ce vine e zăpadă mare. Și tot timpul se încetinește, avarii. Și acum suntem, cum vedeți, în munți, deci s-a oprit viscolirea zăpezii de lateral, dar când ajunge în depresiune... Așa că... Mâine o să ne revedem cu Sergei, dar măcar ne revedem. Uite, vezi cum mai ies mașinile? Cât am făcut astăzi? 850 de km. Am făcut azi și
circa 100 de metri. Nu-i problema, asta e, mergem, e viscul încet, se ajunge cu două zile mai târziu acasă. Cred că s-a sotunat și voi de viscul, că două zile nu mai s-au arătat. Deci camionele nu mai pot urca, ăsta am zis. Dacă așa ninge și nu se curăță drumul, uitați ce aici. Acum fiecare cum merge. Ăsta din față, dacă se oprește, nu mai pornește. Vezi, de aceea se bagă și dacă vine din față. Da, 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 da. Vezi că și aici. Dar uite-te, măi, cât de încet merg. Merg nu ei, poate. Da, dar uite, merg uite cum patinează. Uite, uite, dată în spate cum patinează. Deci care trage ăsta. Uite, toate camionele și aici nu mai pot. Este un rând. Este un rând de... Ia, vreo 200 de metri. Simite acum 5 minute, ți-am zis. Dacă nu se curăță, camioanele nu mai urcă. Și odată oprite, el nu mai poate, că patinează, pur și simplu. Deci drumul federal să nu se curăță deloc. Nu pare rău de ei. Dai seama. Mă, ce se începe să monteze lanțurile, dai seama. Și cred că pe fiecare deal asta o să întâlnim. Noi acum am urcat. Da. Asta-i zăpada? Ce zăpada. Da. Noi mergem, nu avem treabă, dar asta nu noi. 4-4, știi? Mergem la... Am ajuns în munți, viscolul s-a limitat, fiindcă suntem într-o copaj, dar ninge tare. Și zăpada pe carosabil. N-am văzut mașină de zăpăzire. Da, uite, vezi? Deci, cum accedezi și la mine SP-ul? E sub zăpada asta înghețat. Știi? Și de aceea poate patinează. No, mai avem 50 de kilometri până la Kemerovo. Deci clar că ne vom opri. Zăpadă, peste zăpadă. Deci totul este blocat, nu se pot, camionele nu pot urca. Acum și mașinile mici au stat. Unul a pornit. Unul a pornit, merge și noi, da, uite că... Aha, pula. Nu se oprește mașina. E gheață. Dar nu înțeleg de ce s-a oprit toată lumea. A, pentru că vezi, acolo urcă camioanele. Blocate, da. Și nu pot. Deci este rând kilometri. Da. Și mai avem vreo 30 de kilometri până la Kemerovo și uite aici ne-am blocat. Dar e gheață pe jos, ai văzut că nu am frânat nimic. Loc cu ABS-ul bun. Nu spun că e fain, dar cine știe că stăm aici, că ăla nu pot urca acolo. Hai că cobor să vă arăt ce e acolo. Nu. Asta că se descalcă asta, nu? Schimbăm material. Nu, 30 de mai ține până o să fie până. Stai să văd că poate pornesc ăștia, nu? Nu cred. Oh, dar ce? Nu văd nimic. Da, deci acolo e blocat. Unul coboară, celălalt urcă și nu poate. Ai, ai. Nu știu ce va fi. Ține timp, că ce se întâmplă? Ăsta, unul vrea să urce, unul nu poate coboră. S-a blocat, frumos. Ai căciulă? Am căciulă, că frig, bate vântul ăsta, știi, viscolește zăpada. Blu. Acum
lumea coboară și merge să se uite ca și la film, știi? Dragilor, în sfârșit am ajuns cu bine în Kemerovo. Asta că am oprit la aici, deja este Shell. Și ne-o se va simți mult mai bine. Am stat vreo oră acolo unde s-a oprit circulația, din păcate, și n-am știut că toți au coborât de mașină și am mers acolo unde camionul a putut să urce. De fapt, toți au mers să ajute. Sunt fantastic, vreo 100 oameni am împins camionul, care cum a putut, 100, chiar dar vreo... toți, 50 de oameni, unde am putut, fiecare a pus mâna pe camion, am împins și urcat, s-a deblocat muntele. Așa că am ajuns după un drum lung. Aici ne vom caza, acum încercăm să căutăm un hotel. Și atunci mâine pe la prânz ajungem la Novosibirsk. Pa, pa!